Octombrie, la Bacău 2023, Simpozionul Național de Estetică. Cum altfel? Teme incidente, invitați speciali. S-a discutat și se mai discută încă despre estetica spectacolului. Tema abordată încă de anul trecut. Astăzi, într-o formulă nouă, teatrul nostru cel de toate zilele. Astăzi, împreună cu prietenul Centrului de Cultură, George Apostol, profesor universitar dr. Ioan Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române și profesor universitar la Universitatea Hiperion de București. Ați vorbit astăzi despre începuturile teatrului în spațiul românesc. Aș vrea să vă aduc puțin mai aproape de spațiul nostru, de cel băcăuan și să ne reamintim că pe la 1845 se infiripa la Bacău o mică trupă de amatori. Erau zorii a ceea ce urmea să se întâmple la Bacău în spațiul cultural-teatral apoi a venit anul 1852 când după un moment tratat care ar fi însemnat înființarea la Bacău a unui teatru național are loc deschiderea spațiului în care s-a jucat la Bacău cu trupa de la Iași și cu piese scrise de Vasile Alexandrei și ar trebui să ne aducem aminte că la 1877, Dan Capitan de Plai era recitată chiar de Vasile Alexandrei aici la Bacău, pe scena teatrului de atunci. Au urmat ani și ani și ani de încercări. Sigur că lucrurile acestea contează. Credeți că contează să știm ce s-a întâmplat înainte de ceea ce se întâmplă astăzi? E indubitabil contează. Contează, poate spun un clișeu, dar ca să înțelegi prezentul și să ai perspectiva viitorului, trebuie să îți cunoști trecutul. Sigur, trecutul e din ce în ce mai puțin o prioritate în societatea românească actuală. De ce? Pentru că, pe de-o parte, cred că nu mai există interes, dar nu atât. Uh, acesta ar fi marea problemă: că trecutul nu mai este studiat obligatoriu. Uh, eu am o teorie că memoria nu este un refugiu pasiv, e un refugiu activ. Așa ar trebui să fie. Ori. Asta înseamnă că atunci când este un refugiu activ, îți marchează existența. Sigur, există mult mai multe centre de interes pentru tineri azi decât uh, înainte. Uh, există tehnologiile acestea, există internetul, dar internetul este o modalitate de refugiu falsă și uh, nu te învață, nu te formează. El poate să-ți dea niște informații bune sau rele, și atunci singurul lucru care ar putea să ajute la formare ar fi cunoașterea trecutului. În același timp, când vorbim despre o zonă cum este Bacău, cunoașterea trecutului înseamnă nu numai personalitățile sau nu numai evenimentele importante care s-au petrecut, înseamnă și toată acest tip de dezvoltare a mentalităților, a indivizilor și îți spune trecutul acela ceva despre ceea ce ești tu azi. Ori, poate nu ne convine întotdeauna, dar trecutul inevitabil te duce la cunoașterea de sine. Și, și cunoașterea de, de sine e, e grea. Trebuie să însemne a nu pierde ceva din identitatea ta. Uh, din identitatea ta, dacă vorbim despre poporul din care faci parte, dar și de identitatea ta culturală, care este mult mai importantă decât orice, după părerea mea. Uh, in, eu există o uh, problemă mare. Identitatea uh, trebuie să fii conștient cu ai. Uh, Ori uh, identitatea aceasta ți-o dă uh, Îți vine pe de o parte din școală, îți vine pe de altă parte din familie, îți vine din trecutul acesta care îți convine sau nu îți convine, dar îți, uh, acolo e baza identității și trebuie să o cunoști. Tu nu poți să pierzi identitatea decât atunci când habar nu ai cu ai. Și atunci ești un om fără identitate, de fapt. N-ai ce să pierzi. Ești nimeni. Asta e marea problemă. Uh, se tot vorbește astăzi de uh, globalizare, de faptul că suntem uh, cetățenii ai planetei. Dar tu, personal, ești tot tu, cu tine însuți. Și inevitabil, dacă ești cu tine, Hă? ești uh, rezultatul unui trecut care avea o identitate a lui. Deci ești chipul acelui trecut pe care poți să-l ignori dar el nu te ignoră. Că nu, nu are cum. De asta uh, refugiu acesta activ uh, e un mod de a trăi prin memorie. Când nu ai memorie uh, nu, nu mai trăiești. Orcei care uh, nu realizează că sunt produsul unei, unei memorii a locului, unei memorie a țării, a poporului, aceia sunt oameni care de fapt nu există. Ei există, pot să existe ideologic, dar ideologiile sunt niște măști. În spatele lor o să se descopere la un moment dat. Vedem câteodată, și despre asta am mai discutat, poate, cum uitându-ne mereu în urmă, ne scapă ceva. ce anume ne scapă atunci când discutăm despre generația nouă, noua generație care vine cu problemele ei, cu angoasele ei, cu dimensiunea ei de cunoaștere, într-un timp în care familia, familia este cumva altfel, școala a devenit cumva altfel, societatea este cumva altfel. Cum ar trebui să ne raportăm la această generație dacă am vorbi și să luăm în șirul dezvoltat de noi doar existența acelei entități din mijlocul cetății care ar trebui să fie teatru, care adună de fapt toate artele în același loc și care emoționează în prima fază, dar te poate pune pe gânduri, când pleci din sală de unul singur și ajungi să gândești, să te gândești la ceea ce ai văzut pe scenă. Se întâmplă un fenomen de fluidizare a, pe de-o parte a gândirii, dar de fluidizare a trăirilor. Arta și teatrul trebuie trăit. Uh, cred că există o frică de trăire. Uh, nu, e, nu e o frică de uh, gândire, nu e o frică de uh, imaginație, e o frică de trăire. De ce? Pentru că mergând la teatru, acolo trebuie să, inevitabil, trebuie să participi. Uh, există două locuri unde și pe care le asemăn de fiecare dată când te duci la teatru, inevitabil ești participant și tu, împreună cu cei de pe scenă. Când te duci la biserică, inevitabil participi. Există această participare. E preotul care oficiază, dar și tu, credincios, stai acolo. Și uitați că nici zona de credință nu stă grozav, nici teatru, nici alte arte, pentru că toate artele își cer să participi. Pentru că sunt vii, sunt fenomene vii. Asta înseamnă că există o frică de a trăi, de a trăi emoțional. E o mare diferență între senzație și emoție. Lor actuală tinerii greșesc formidabil că ei confundă emoția cu senzația. Ei nu știu că senzația este un moment primar și momentul de apogeu este emoția. Și emoția este cea care te transformă și cea care te face să continui pe drumul emoției. Dar pentru asta trebuie să trăiești acel proces de trecere de la senzație, de la senzația primară la emoția trăirii. Lucrul acesta nu se poate învăța decât încercând să participi. Nu îți trebuie școală să mergi la teatru. Să fii spectator nu ți trebuie școală. Îți trebuie doar să fii sincer și să participi la acel act. Și sigur, plecând de acolo cu o emoție, când te duci a doua oară și participi, încet, încet te formezi. La fel e și cu cititul, la fel e și cu pictura, cu toate artele, cu muzica. La fel cum cred că ar trebui ca fiecare instituție numită teatru să aibă un program. Uh, vedem cum astăzi se așează o anumită, o anumită improvizație în spațiul cultural teatral. Se fac lucruri și bune, se fac lucruri și mai puțin bune. Uh, unele sunt primite cu o anumită reticentă dintre cele bune altele sunt primite cu entuziasm și atunci vedem că cel care intră în contact cu spațiul cultural teatral nu este doar cel care participă și asta e foarte important cu sinceritate în, în spațiul acesta magic al teatului trebuie să aibă și ceva în spate adică să vină și cu o anumită cunoaștere care îi va sluji ulterior ca să, de, să, se definească pe sine. Partea asta de improvizație administrativă astăzi, eu cred că face rău culturii române. Există o problemă. Uitându-ne în spate, în istorie, de când au apărut teatrele ca instituții, zicem secolul 17, și după aceea 18, 19, 20, au fost niște cetățeni care au înființat acele teatre au fost uh, la teatrul englez, la Glob, au fost după aceea uh, Goethe, a înființat teatru, uh, Ibsen a fost director de teatru, Venind la noi, l-avem pe Alexandrii, avem pe, Alexandri, avem pe Ion, uh, Cogălnicianu, ce aveau ăștia tot timpul, iar cei care uh, erau mai proști uh, decât ăștia uh, Eminescu și Caragiale, ce ce țipau ei într-o Lipsa unui repertoriu. Ce înseamnă un repertoriu? Înseamnă o gândire, nu pe termen imediat, o gândire pe termen mediu și lung. Nu în ideea de a educa neapărat, ci în ideea de a forma. De a-ți forma spectatorul, de a-i oferi ceva coerent. Pentru că cultura trebuie neapărat să, fie, să aibă o coerență și o continuitate. Ea nu este așa, m-am trezit azi și gata. Așa cum nici uh, scrisul, nu m-am trezit poet și gata. Uh, scrisul implică o continuitate și o evoluție. Ori, la noi, în mare parte, uh, administrația este o problemă, dar este o problemă și de, uh, nu să spun, de strategie. Avem sunt 30 și ceva de ani de la Revoluție, și noi nu avem o strategie culturală. Uh, noi nu avem o lege a teatrelor. Bună. Bună. Avem ceva, dar toate legile și toate strategiile trebuie la rândul lor adaptate. Uh, istoria ne învață că uh, întotdeauna, în afară de Constituție, pe care poți să o lași zeci de ani, sau sute de ani, cum e la unii, să nu o mai schimbi, legislația trebuie adaptată în funcție de mersul societății și de noile descoperiri, de tehnologii, de ce vrei. Numai că toate acestea trebuie să aibă la bază o strategie, o gândire. Unde vreau să-mi duc poporul, sau dacă vreau să-l duc undeva? În momentul în care în învățământ au fost 20 ceva de miniștri. În cultură au fost 20 ceva sau 30, nu mai, nici nu mai ține minte câți au fost. Uh, ca să nu mai vorbim de prim miniștri și de altceva. Toate acestea se răsfrâng. Și se răsfrâng și asupra faptului că la noi cultura și învățământul au fost subfinanțate permanent. Adică în cultură și în învățământ există încă sistemul acela românesc de descurcă reală. Să descurcă fiecare cum poate. Acest lucru este nefiresc. Și atunci e nefiresc de ce? Pentru că nu poți să faci o strategie nici apropie tale instituții când nu știi ce va fi anul viitor. Nu știi ce idei vor avea guvernanții sau administrativul dintr-o localitate. Nu știi dacă te desfințează sau te înființează. Ori lucrurile acestea ar trebui stopate. Lucrurile acestea ar trebui puse într-o strategie culturală. E spus foarte clar, nu poți să desfințezi un muzeu. Ar fi grav să ajungem în situația cum se întâmplă acum în Elveția, în care se vând trei tablouri de sezan al unei colecții muzeale, ca să facă rost de niște bani, că numai așa pot să trăiască administrativ. să nu cumva să redea vreo idee și alor noștri. Elvețienii să zică că noi suntem foarte buni în a prelua prostii. zice, dacă elvețienii fac așa, noi de ce n-am face? Păi, în 30 de ani, patrimoniul s-a risipit. Patrimoniul material. s au risipit și patrimoniul intelectual, imaterial. Au, au dispărut, au plecat oamenii pregătiți. Și cine să-i mai pregătească pe cei tineri? Da. Și da. apoi, așa cât ne cunoaștem, că în spațiul administrativ am uh, refuzat întotdeauna uh, improvizație. Când totdeauna mi-am clădit uh, acest spațiu pe proiecte care s-au dovedit în timp a fi necesare. Atât uh, pentru colectivitatea de aici, de la Bacău, cât și în spațiul național și apoi cu rezonanțe internaționale. Nu putem rămâne izolați nici într-un fel. Da. Uh, încercăm la Centrul de Cultură George Apostu să așezăm în dialog artele. Este un proiect al începutului care urmează. El își desfășoară cursul cu o dinamică cu totul specială. Pentru că văd, mai ales în spațiul tinerilor noștri, că sunt interesați de acest tip de abordare. Dialogul artelor. Discutăm despre uh, arta plastică sau, cum mi se mai spune astăzi, arta vizuală într-un spațiu care în același timp locuiesc esteticieni, filozofi, poeți, muzicieni, cu toții într-un același dialog cultural. Nu este unică această poveste la Bacău. Sigur că mi-aș dori o multiplicată în multe din alte instituții din România. Însă, cred că acest tip de abordare este unul care poate însemna ceva pentru omul de tip nou, ca să-i spunem așa, pentru că tot uh, venim dintr-un timp uh, pe care unii ar vrea să nu-l mai recunoască pentru că au ceva cu el, dar care a însemnat foarte mult uh, pentru unii uh, dintre noi, pentru că acolo sunt începuturile. Cu toată demnitatea noastră toată forța noastră de a crede în ceea ce am făcut cu prietenii noștri culturali. Prieteniile culturale, de altfel, am mai spus -o și altă dată, sunt foarte greu de obținut, sunt și mai greu de păstrat, într-un timp în care idei de tipul transferăm, desfințăm, comasăm instituții de cultură, vin pe piața noastră administrativ-cultural-ministerială. Eu cred că acest tip de abordare în care un artist cum este Laurențiu Mogoșanu, într-o expoziție cu totul specială, făcută chiar pentru ceea ce a însemnat momentul Simpozionul Național de Estetică de la Bacău din acest an cu îngerii. Cred că apariția acestei reviste, chiar acum, în aceste zile, revistă care vorbește în același timp și despre ce s-a întâmplat Până la acest moment, dar poate și despre ceea ce va să vină, mitând un gând mai departe uh, spre viitor. Muzica care le adună pe toate și ne face să fim, poate, mai buni, poate, mai uh, atenți cu noi înșine, cu celălalt, cu relația noastră cu noi, cu celălalt și cu Universul, de ce nu? E o abordare care, la care n-am renunțat și care s-a dovedit a fi una solidă și una importantă. N-am spus-o numai eu și nu-o spun numai eu. E și acesta un model. Descinderile în colegii, în universități, ale invitațiilor la Simpozionul Național de Estetică fac exercițiul. Pe care orice intelectual ar trebui să-l facă. A intra în dialog direct, ca și cum revenind, am fi în sală de teatru, pentru a vedea dacă putem să transmitem emoții, idei, gânduri necesare nouă astăzi. De ce nu, cum spuneam, astăzi, să povestim, să povestim, dar să povestim și despre viitor, de ce nu? Da. E o abordare asupra care aș vrea să eu, doar puțin. Eu am, eu am observat. Uh tipul acesta de uh, diversificare pe care o are centrul apostul. Dar este ceva firesc. Uh, artiștii, în primul rând, luând artiștii, că este vorba de un pictor, un sculptor, un muzician, un, uh, știu un actor, un poet, ei întotdeauna au trăit uh, și, cum să, în complementaritate cu alți artiști. Unii dintre ei, eu am multe colecții la muzeu, în care am artă plastică făcută de uh, scriitori. Am compoziții, am instrumente muzicale ale scriitorilor. Am vioara lui Bacovia. Bacovia și-a dorit cu ardoare să cânte la vioară și nu i-a reușit. Tot încerca, există mărturiile Agatei Bacovia pe tema aceasta. Așa încât, sigur, pentru public e bine că vine și vede o diversitate și vede mai multe arte adunate. Dar în sine, lucrul acesta este absolut firesc și el nu ar, nu ar trebui să fie considerat un model neapărat el ar trebui să fie considerat ceva normal și implementat ca fiind ceva normal. Sigur, dacă e ceva normal și firesc, atâta timp cât, fiindcă e Simpozionul Național de Estetică, atâta timp cât avem o validare estetică. Că dacă lucrurile acestea se întâmplă în cazul în un experimental, Experimentalul este efemer. E nevoie nu numai de continuitate, e nevoie de prezența unor artiști a operă să fie să aibă datele unei posibile perenități. De ce? Pentru că atunci, într-adevăr, ce se întâmplă este un model. Iar eu am văzut aici, la Apostul, artiști pereni. Artiști care au și mesaj peren, dar au și operă care va rămâne. Lucrul acesta... Pentru lucrul acesta trebuie câteva lucruri. Unul, să iubești artiștii, tu însuți fiind artist, da, și să iubești pe ceilalți, că artiștii se iubesc între ei, mai puțin cei de meseria piecăruia. Adică actorii se iubesc între ei mai puțin dar actorii iubesc pictorii, iubesc muzicieni, iubesc alte arte. În E foarte important ca atunci când vine publicul să vadă calitate. El poate nu are pregătire să vadă uh, valoarea estetică. Dar are simțul sau bunul simț, nu, uh, prin care arta să-ți transmită direct. Să aibă o legătură. Și atunci ei revin. Că până la urmă nu faci toate aceste, acest, această simbioză a artelor, nu o faci nici pentru tine și nici pentru uh, așa, ca, uh, ca să te afli în treabă. O faci pentru uh, cei care vin la centru, că sunt din Bacău sau sunt din alte părți ale uh, lumii, Nu are nicio importanță. Ei sunt un public, sunt un vizitator. Și aici e o datorie. Așa cum o datorie pe care o văd eu că ar trebui să o aveți, ar fi să pleci în lume cu centru. Să-ți centru cu averile centrului sau cu ideile, cu proiectele centrului și să le duci. Poate le duci la Timișoara, poate le duci la București, la Giurgiu, nu știu unde, dar dule. Pentru că o instituție nu poate să rămână doar acolo. Ducând-o, ea este, duci ceva și din bacău acolo și cred că e, e benefic pentru fiecare și pentru cei de aici și pentru cei care te primesc în altă parte. Ești un om de carte. Te încăpăținezi să editezi cărți, Într-un timp în care se citește, după cum bine știi, foarte puțin. Într-un timp în care avem un abandon școlar uh, înfricoșător. Uh, abandonul școlar vorbește și de ceea ce ar trebui să însemne cartea în casă, nu numai în bibliotecă, în școală, nu numai în acasă. De ce faci lucrurile astea? De ce editezi cărți? Asta este o, o întrebare care, pe care vreau să, să o pun foarte multă vreme și o pun acum pentru că simt nevoia să înțeleg ce se întâmplă și cu mine în momentul în care văd ce se întâmplă în jurul meu și văd în același timp cum eu însumi sunt cercare, mă îndrept mereu, mereu către carte ca spre izvorul cunoașterii. Îți răspund în două direcții pentru că așa e viața, coordonez două edituri. Adică pe una am fondat-o, Tracu Sarte, și am fondat-o pentru că vroiam să public contemporanii mei poeți, prozatori, dramaturgi <coughs> și eseiști și acolo apar numai contemporani. La Muzeul Literaturii avem o editură unde publicăm ceea ce lipsește. Cărți de istorie literară, dicționare, enciclopedii. O să zică lumea, dar de ce mai publici dicționare sau enciclopedii? Că se găsesc pe Wikipedia toate. Nu se găsesc. Wikipedia este o mare prostie, pentru că nu are datele necesare. Nu sunt, în mare parte, articole. Există și articole foarte bune, dar și articole foarte proaste. Citiți-l. Dau un exemplu: să-l citească lumea pe cel, despre Shakespeare. Shakespeare a, a scris aproape 37 de piese. Păi, un om serios poate să, înve să meargă cu aproximări. Adică. Ia, la Caragiale până de curând, era acolo, a scris Caragiale, a scris trei piese de teatru și uh, uh, o, și o monodramă. Și eu tot căutam monodramă. zic, care o fi aia? Că uh, Conul Leonida nu este o monodramă, nu? Dacă e să luăm uh, așa, strict. Uh, de asta sunt uh, Lipsea, există o lipsă și asta am vrut prin cărțile pe care le edităm. Pe de-o parte, mi-am editat prietenii la Tracu Sarte, mari poeți, mari scriitori, Ion Mureșan, Ioanes Pop, Alexandru Mușina, mulți alții, pe care îi știam că sunt valoroși și merită să fie cunoscuți. Poate n-am reușit, că mulți oameni valoroși, indiferent dacă au cărți tipărite, intră în uitare, dar uitarea aceasta se dizolvă la un moment dat. Cineva o să recupereze. Uitați cum e cazul lui Max Blecher, a cărui posteritate e în creștere, cazul lui Pessoa, ca să dau un exemplu mai... Exact, a cărui posteritate este lor actuală mare. Avem o singură datorie. Să citim. Nu neapărat să scriem. În România se scrie prea mult și se citește prea puțin. Problema cu cititul e într-adevăr o mare problemă. Cu scrisul, chiar și analfabeții scriu, din păcate, și cred că scriu literatură.